Așteptarea se apropie de final pentru handbaliștii de la HC Dobrogea Sud. Cu doar două meciuri disputate în acest an și acela în urmă cu trei săptămâni, Liga Națională la handbal masculin programează la finalul săptămânii o nouă etapă. Constanțenii vor juca de această dată la București, vineri, contra penultimei clasate CSM Reșița. Singurul obiectiv pentru elevii lui George Circovici este victoria pentru a nu pierde contactul cu primele două clasate, Dinamo București și Potaisa Turda. Chiar dacă diferența de primul loc este una mare în momentul de față de 9 puncte, constanțenii nu au renunțat încă la lupta pentru titlu. Este foarte greu pentru că Dinamo are un avans de puncte în față și doar dacă se încurcă ei vreo două meciuri, ceea ce este destul de greu pentru că ei joacă foarte bine acum și anul trecut și în toți anii ăștia ne-am luptat cu ei de la meci la meci, dar eu v-am spus, îmi doresc locul 2 pentru că ăsta în momentul de față mi se pare cel mai real. Da, eu din câte știu, play-off-ul nu o să se mai joace și cu diferența asta de puncte este destul de greu. Acum nu zic că este imposibil, Doamne ferește, ne dorim să se încurce Dinamo, să-i batem, dacă se reglează, să putem să jucăm acasă, cine știe, dar locul 2 este mai real decât locul 1 în acest moment. Înaintea etapei cu numărul 18 din Liga Națională la handbal masculin, HC Dobrogea Sud este pe locul 3 al clasamentului cu 39 de puncte. Formația de pe litoral este devansată doar de Potaisa Turda, care are 40 de puncte, și Dinamo București cu 48 de puncte. De cealaltă parte, CSM Reșița este penultima cu doar 6 puncte. Partida este programată să debuteze vineri după amiază cu începere de la ora 13:45 în sala Rapid din București.